În România, conform statisticilor, de peste 6 ani, majoritatea copiilor declarați dispăruți fug de acasă. Printre disparițiile minorilor se numără și cazurile de plecare voluntară de la domiciliu. În Giurgiu, numai anul trecut au dispărut 51 de copii. Din fericire, toți au fost găsiți. Cei mai mulți copii dispăruți aveau vârste între 14 și 18 ani. Numărul de copii dispăruți la oraș este aproape egal cu al celor de la țară. Cauzele care îi determină pe copii să plece de acasă sunt diverse, dar în mare parte de ordin emoțional. De regulă, copiii pleacă de acasă fie în unele situații în care au făcut ceva și le teamă de părinți, fie la școală, fie în casă sau în zonă. Pleacă de acasă încântați de multe ori de anumite promisiuni că vor fi în scurt timp câștigătorii unor sume de bani dacă nu știu ce fac, cerșetorie, etc. În alte situații vorbim, din păcate sau din fericire, de situații de familii destrămate, unde, eu știu, pe fondul sărăciei, pe fondul neajunsurilor de acasă. Ne-am mai aflat în situații în care copiii sunt lăsați în grija bunicilor și probabil în situația aceasta deja lucrurile sunt deja mai complexe. Părinții fiind plecați la muncă, în străinătate sau în afara localității, sunt lăsați în grija, v-am spus, a bunicilor sau a cineva din familie. Psihologii spun că nu există tratament general specific pentru fuga de acasă. Semnificația gestului este esențială. În asemenea situații, familiilor li se recomandă să apeleze la consiliere psihologică. Aceasta este o abordare eficientă pentru restabilirea echilibrului din mediul familial, pentru că există o oarecare cauzalitate în raporturile dintre părinți și copii. Un comportament determină un altul. O soluție pentru a îndepărta riscul plecărilor de acasă este descoperirea și încurajarea talentelor copilului. Mai multe despre dispariția copiilor din Giurgiu veți afla luni seară de la ora 21 în emisiunea Audiența, realizată de Florina Drăgulin, care îl are ca invitat pe Vasile Tache, șeful Inspectoratului Județean de Poliție Giurgiu.